Deci, ultimul interviu care am avut, lucrai la Melrose, erai bine văzut, tot, îți mergea bine. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat în ultimul timp în viața ta. Păi da, după cum știți, aveam un part-time job în perioada aceea. Eram, să spun așa, un vânzător ambulant. Eram, vindeam în, acolo la capăt la O'Hare, cum v-am mai spus atunci, v-am explicat. În piață. Da, în piață. Bineînțeles, de multe ori nu-mi scoteam banii nici de masă. Plăteam o masă, plăteam o rentă acolo. Dar la ce oră plecați la ora? Oh, eram early bird, v-am mai spus. Asta era secretul acolo, că nu puteai... Deci era competiție. La 3 dimineața eram acolo, mă trezeam cu noaptea în cap. În fine, v-am explicat totul în interviu anterior. Cu familia? Mi-am pierdut familia din cauza asta. Mi-am pierdut tot, că nu făceam nimic, eram pierde vară, v-am spus. Asta era... Deci nu, am pierdut tot. Nu era o chestie deosebită în piață. Nu. Mai nimic. Dar bineînțeles că, cum v-am spus, mie îmi place să vorbesc cu lumea. Nu mă interesa ce bani fac. Nu-mi trebuia bani. Efectiv, nu-mi trebuia bani. Îmi plăcea să dezvolt, să socializez. Cu lumea. Cu lumea. Okay. Și am ajuns în halul în care am ajuns. Mi-am pierdut familie, Efectiv, într-o zi când m-am întors acasă de la piață, casa era goală. Bun, și ce ați făcut în momentul ăla? Păi, ce să fac? M-am resemnat, m-am obișnuit cu ideea și până la urmă... Da, ați găsit ceva job, ca lumea, ceva nou? Da, am zis că-mi iau viața de la capăt. Și ați reușit? În momentul ăla am decis. Da, îmi iau viața de la capăt. Și... m-am decis. Norocul s-a ivit? Când am găsit un job... Unde? La o fabrică de magneți. De ce? Probabil numai acolo m-au acceptat. Dar, în fine, am găsit ce-mi doream, domnule. Dar cum adică? Și ce faci? Și să vă spun de ce. E simplu. Îmi place acolo. Mă duc la fel, mă trezesc. Eram la ce obișnuit. Oră la 3 dimineața mă trezesc. Ajung undeva la 5 și ceva. Bine, am probleme cu parcarea la bloc. De multe ori parchez la 2-3 mile distanță, mă plimb până acasă. În fine, mă trezesc la 3, la 5 și la lucru. Asta e ideea. Dar secretul nu e ăsta. Să vă spun eu despre ce este vorba. Efectiv am ajuns... acolo, în timp ce lucrez, unde, așa, magneți. Vă fac o mică descriere. Stau la bandă, îmi vin magneții, efectiv pot să dorm, îmi închid ochii și mă fac că dau din mâini, că am camerele în spate și pot să scap cu... Dar nu vă vede nimeni acolo, supervisor de ăștia? Păi nu mai este unul, vine, mă bate pe umăr, bă, să aduc o perină. Dați mexicani, să angajați, nu, sunt oamenii, totul e ok. Nu. Mă descurc și efectiv până pe la 8-9 dimineața eu pot să stau într-o transă, așa. Deci, pot să mă fac... cam ar fi jumătate de zi dormiți. Aproximativ. Oricum, nu știu ce bani fac ăștia cu fabrica aia. În fine... Nici eu nu fac nu știu ce bani, fac vreo 300, în jur de 300 pe săptămână. Și taxabil. Cât? În jur de 300 pe săptămână. Dar cum plătiți rentul sau benzina, toate cele? Se acoperă din magneție? Păi cam de asta mi-ajunge, de rent și de benzină. Dar ce să fac altceva? Mai prind câte un... de exemplu, acum... Cum ar fi? Mai ce? De exemplu, acum, în weekendul trecut, am fost la un târg de pescuit. Da, nu, chiar ați fost?
Da, am ajuns până acolo, după ce mi-am dat seama, n-am ce să caut acolo. De fapt, n-am ce să-mi cumpăr, de acolo nu-mi permit să-mi cumpăr nimic. Și m-am dus cu prietenii mei, v-am mai spus, v-am povestit despre prietenul meu, Robert Castană. El m-a inițiat în toate chestiile astea. Îi rămân, Robert, dacă mă auzi, ți-s dator pe viață. M-ai ajutat în toate chestiile astea. Datorită ție am ajuns. Da, familia? Aici. E, de familie, nu mai știu nimic. Fetele nu mai vorbesc cu mine. Nevastă mea, nu știu. Nu fosta știu nici acum ce. Fosta, să-i spun așa. Nu mai nevastă. Da, păi, gata. Să ne ajung la vorbele lui bunicul meu, că să nu mi-a spus de multe asta. Ori. Să nu n-o lua, că o să vezi unde ajungi. Și uite unde am ajuns. A fost vina ei că m-am dus să vând la piață, a fost vina ei că mi-am dat banii pe cuțite. Și le-am unde-s cuțitele? Păi când m-am mutat, o trebuie să mă mut, am fost evacuat, de fapt, la un moment dat și mi-au dispărut și cuțitele, mi-a dispărut tot. Deci tot la vorba lui bunicul meu am ajuns. Și asta n-o să uit, dragii mei. Vă mulțumesc mult pentru susținere, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și sper să ne vedem cu bine curând.